Mai ales după lupta asta cu Daniel Ghiță, România s-a împărțit în două, fanii lui Moroceanu și fanii lui Ghiță. Lupta la nivel declarativ. Exact, exact. Și mereu o parte țineau cu Ghiță și o parte țineau cu mine. Și clar a că fost așa un fel de Barcelona versus Real Madrid, un fel de Messi versus Ronaldo. Messi versus Ronaldo, Barcelona versus Real Madrid. Parcă s-a mai domolit așa în ultima perioadă rivalitatea asta, clinjurile parcă nu prea au mai fost atât de prezente cum erau acum un an sau doi. În 2018 acest meci era cât se poate de real. Eu mi-am dorit să mă lupt cu Daniel Ghiță, eu am fost cel care m-am dus și mi-am propus această luptă. Problema lui este că, domnule, nu mă bat la tine în promoția ta, de ce să câștigi tu bani, ceva de genul că tu câștigi de pe bani de pe spatele meu. Parcă a fost multă politică așa. Cam prea multă politică a fost. Și după aia am început, da, și în momentul când a început provocarea lui, a dat în toată tagma de luptători, bă, în toți a dat, de la Benia de Gui, la Raul Cătinaș, la mine și așa mai departe. Bă, nu se face așa ceva. Imediat de ce crezi că au pornit atacurile? Nu pot să-mi dau seama. Cred că din lipsă de atenție, pentru că și Daniel Ghiță a intrat într-un cont de umbră la un moment dat și automat are nevoie de atenție. Și cred că și din lipsa de fapt, această cauză el a ieșit la atac și a atacat. Dar mă deranjează și ce mă deranjează, ok, te iei de mine, dar nu te lua de, bă, s-a luat de toți sportivii. La un moment dat, dacă un sportiv din la noi, din tagma noastră, uite, a avut, de exemplu, o problemă asta, cum îl cheamă ăla din Ploiești, stai că am un laps acum, Amasio. Amasio Paraschiv. Și, nu știu, a avut o fază cu euro, cu banii ăia, fals, și în fine, a fost o întreagă poveste. Imediat Daniel Ghiță a început să pună pe contul lui să se atace. L-am văzut județi pe Daniel Ghiță că e foarte activ pe contul său de Facebook, da, numeroase zic, postări pe diverse teme. Tu dai în industria ta, în luptătorii tăi, bă, foarte mulți sunt fanii tăi, foarte mulți te văd pe tine ca un idol. Cum poți să dai tu în tagma noastră? Tu trebuie să o aperi. Tu nu trebuie să... Eu, de exemplu, dacă ceva mă întreabă de un luptător și a făcut nu știu ce, eu îl apăr. Îl apăr public. Trebuie să ne apărăm pe noi, între noi. Nu, eu așa văd lucrurile. Nu știu cum vede fiecare. Dar eu consider că trebuie să ne apărăm între noi și trebuie să ne ajutăm de fiecare dată. Uite, am inbox-ul plin de mesaje când se bate cu Daniel Ghiță. Lumea tot ar vrea să vadă, ar vrea să vadă o ciocnire între voi, despre care tu spui că e exclusă în momentul de față. În momentul de față este exclusă această ciocnire. Clar că eu nu niciodată nu o să zic că nu, dacă o să fie, o să ajungem la o înțelegere și o să fie, nu știu, o energie pozitivă să putem să facem lucrul ăsta, de ce nu? Eu îmi doream cu Daniel Ghiță să facem câte o conferință de presă în fiecare zonă geografică. Mă ceam și la Cluj, ne provocam. Vreau să fac ceva foarte... Îți dai seama ce ar fi fost? Un exercițiu de imaginație. Ghiță versus Moroșanu pe Arena Națională cu 45.000 de fani în tribune, 50.000, hai să zicem. Și spun că vin toți. Păi vin, pentru că e o rivalitate care chiar atrage. Exact. Și eu clar că m-am gândit, băi, hai să o facem, hai să facem. E bine și pentru sportul nostru. E foarte bine și pentru sportul nostru, pentru că așa reușim să atragem noi fani, noi copii care vor să practice. Exact ce vorbeam mai devreme despre generarea de interes pentru cei care vin din spate. Exact, exact. Și pentru televiziuni. Și pentru televiziuni, dacă eu aș face un meci cu Daniel Ghiță, tu-ți imaginezi cum vin partenerii, sponsorii la fel, sunt interesați de audiență. Păi cred că Liga 1 și meciurile astea de fotbal o să treacă, ar trece așa în plan secund. Da, bine, doar în momentul meciului. În momentul luptei dintre jucători, da. Nu ne putem compara cu Liga 1 niciodată, dar zic și eu am dat un exemplu. Da. Nu, eu nu exclud acest meci niciodată. Poate, nu știu ce s-a întâmplat pe viitor, poate se limpezesc apele, poate reușim să ajungem la o înțelegere împreună, nu știu. Nu poate pot veți să zic. Apărea într-o emisiune voi doi și vom face așa o dezbatere. Și că am apărut într-o emisiune cu el, am apărut o emisiune cu el. Uite, mi-a scăpat asta. Da, dar nu când eram rivali. Deci nu când ne-am provocat, înainte. A, înainte. Și am stat cu el, îți dai seama, lăsat pe el să vorbească, l-am respectat, eu respect oamenii. Ar fi frumoasă o dezbatere așa ca la alegerile din state, când ar fi fain. Dar ar fi candidații fain. Stau la... Mi-ar plăcea să stau la o emisiune și să discut face-to-face cu Daniel Ghiță. Dar să avem și trei bodyguards aici. Băi, să știi că nu. Să știi că, uite, chiar dacă Daniel Ghiță este un tip agresiv pe contul de social media, el face-to-face nu e un om normal, ca și mine, ca și tine, să știi. Eu acum aș putea să numai să critic, dar are și el partea lui ăla, partea aia. Băi, un om așezat, știe exact
când trebuie să vorbească, când trebuie să cete și așa mai departe.